găsit, dragii mei, și astăzi într-o ediție la fel de frumoasă a emisiunii Folclorul sub lupă. Ei bine, trebuie să vă spun că pentru ediția de astăzi am ales o familie muzicală și spun asta pentru că el urmează cântecul popular și nu numai, iar ea este profesoară de istorie. Cum s-au cunoscut, cum au reușit să treacă peste obstacole împreună și poveștile pe care le-au ascuns în sufletele lor și care eu sper să le destăinuie în fața dumneavoastră, vom afla chiar de la Gigi Oprea și soția lui frumoasă, Rodica Oprea. Haideți să vedem despre ce este vorba. Dragi telespectatori, mă bucur să am o companie atât de frumoasă în cadrul ediției de astăzi a emisiunii Folclorul sub lupă. Îndrăgitul artist Gigi Oprea împreună cu frumoasa lui soție Rodica Oprea sunt astăzi prezenți, au acceptat invitația și m-am bucurat să ne fie alături pentru că de la fiecare și din fiecare familie avem de învățat povești frumoase sau de ce nu cu încercări foarte multe prin care au trecut cei doi ai noștri astăzi și de-a lungul timpului în cei 20 de ani de căsnicie. Bine v-am găsit, bine ați venit în emisiunea bine de astăzi. Bine te-am găsit, dragă bine noastră. Bine te-am regăsit la vine, bucurăm că ne-ai invitat. Suntem onorați să fim în emisiunea ta și sper să încântăm telespectatorii cu ceea ce vor auzi de la cu noi. Cu povestea noastră de viață. Da. Cu noi considerăm că suntem un exemplu, nu că ne dăm mari, suntem un exemplu pentru mulți prieteni și în căsnicie și în tot ceea ce facem. Și asta și datorită simplității voastre, da, modului în care gândiți și faptul că așa cum v-am cunoscut eu încă de la începuturile mele, pe vremea când mă prezentam alte emisiune, cum da, cunoscut? La matinal și Gigi a cucerit atunci un public clar, să spun, cu melodia lui despre tată. Și tu l-ai cucerit. Ai văzut la sfârșitul emisiunii cum, băi, votați-mă pe mine, că erau două, te votez, că ești... Așa este. Vreau să îmi spuneți câte puțin, n-aș vrea să intru în detaliile copilăriei, pentru că voi sunteți adulți, dar cu suflete de copii, pentru că o creșteți pe Raisa în acest mod, mai ales că Rodica, la origini, să spun așa, din punct de vedere al profesiei, este cadru didactic. Da. Vreau să îmi spuneți cum a fost susținerea unul pentru celălalt, cine l-a îndemnat pe Gigi să urmeze acest drum artistic și ulterior vom ajunge și la poveștile care, din păcate, ne mai acabarează pe mulți dintre noi. Susținerea a fost reciprocă de-a lungul timpului și au venit toate așa de la sine. N-a fost un scop în sine, băi, vreau să facem asta, pentru că... Ce vârste aveți când v-ați cunoscut? Păi, ne știm din clasa 8-a. Deci eu aveam 17, 18, nu știu cum. Ea era clasa 8-a. Da, eu eram la școala generală în Grivița și soțul tot la acolo, liceu. Că suntem amândoi. Iar noi aveam ore după amiaza și el când venea vinerea de la liceu, că stătea la internat, venea și se uita pe la geam să vadă dacă am terminat orele și să mă conduc acasă. Cum deci, te-a cucerit Rodica Gigi? Deci nu-ți cauți dragostea prea departe, știi? Da. Așa le-am spus deci, la mulți prieteni. Deci nu de lângă casă niciodată exact, nu te exact. Lasă. Nu? Deci îți cauți dragostea în comunitatea din care vii de cele mai multe ori. Pentru că acolo, na, crești și vezi care e treaba. Cum te-a cucerit Rodica? A, nu știu. N-a fost o pe cucerire la prima vedere da. Așa. Pentru că părinții noștri lucrau împreună. M-a trimis taică-mi odată la ea acasă, cred că ți-am mai povestit, la ei să iau niște chestii. Și atunci a ieșit ea la poartă. Și... Eu fiind clasa 8-a. Și mândruța de la poartă. Da, da. Și nu mai vroia să mai plece catârâ cu care eram. Din cauza ei. Mă uit la voi că aveți licărirea aceasta în ochi și deși au trecut ani de relație, ani de căsnicie, iată 20 și vă spun mulți ani înainte. Mulțumesc frumos! Pentru voi, cred că dragostea s-a conturat prin înțelepciune, respect reciproc și înțelegere. Ați avut momente de cumpănă în care v-ați certat și ați simțit că gata, trebuie să terminăm? Ca în orice căsnicie... Am mai avut, am că mai să avut, spunem dar că nu, dar n-am nu s-a ajuns la divorț. Adică n-am am rezolvat ajuns totul la, prin discuții. La gesturi așa extreme, știi? Băi, gata, am terminat. Nu, am stat, am discutat, am rezolvat. Întotdeauna am găsit soluții. Da. Deci și dacă n-a fost de rezolvat, las-o așa că nu e nicio problemă, asta e, merge mai departe. Recunosc că el lasă mai mult de la el, eu sunt mai impulsiv așa. Bă, dar... mine mă duce mai mult valul, știi, eu nu prea am... Da, da, dacă Gigi n-ar fi fost așa, probabil n-ar fi funcționat păi relația, da, sau unul... dacă unul din voi. Da, da, din da. Doi trebuie să fie da. Unul care lasă, că dacă... Dar ieși amândoi înțepați, n-ai cum principalele să... sau principalul secret al unei căsnicii reușite? Dragostea, în primul rând, că dacă nu îl iubești pe bă, partener, atunci păi nu rezistă căsnicia. Păi ne-am luat și de-aia faci pasul ăsta, pentru că te iubești. Bănuiesc, nu ne-am adică luat pentru bani, pentru interes. Averi, pentru altceva. A fost un sentiment copilăresc care încă mai există
și s-a finalizat prin căsătorie, înțelegi? Aș vrea să-l completez pe și secretul meu. E ce am spus mai devreme, să mai lași de la tine, chiar când nu e cazul, lasă că nu se întâmplă nimic și să ai libertate, știi? Chiar dacă ești într-o căsnicie, nu trebuie să te simți într-o menghină. Băi, m-am însurat, m-am măritat și trebuie să fim. Fiecare are libertatea lui să facă ce îi place, cum vrea, când vrea, bineînțeles, fără să afecteze, știi, bunul mers al relației, na, că la un moment dat te mai atinge câte una, da? Asta e. Știi? Și, în primul rând, cel mai valoros lucru e libertatea personală. Adică dacă eu vreau să fac asta astăzi, o fac. Nu trebuie să-mi spui tu că am altceva de făcut. De exemplu, sâmbătă dorește să meargă la pescuit. Da, simul eu am problema asta cu pescuitul. Mi-am mai spus o prietenă. Bă, dar tu n-ai ce mânca acasă, te duci în fiecare săptămână la pescuit. Nu m-ar crede dacă le-a spune că îi prind și iar încă înapoi. Dar nu știu, eu mă regăsesc acolo. Îmi plac diminețile pe baltă, păsările, lumina, când soarele, ai când mers răsare. La pescuit și împreună cu familia, nu, cu Rodica și cu Raisa? Cu Raisa mai mult. Eu l-am însoțit e super încântată, Diana. L-am însoțit la pescuit când am învățat pentru titularizare. Atunci l-am însoțit toată vara și... Atunci i-a plăcut liniștea. Mi-a plăcut, da, că am luat examenul, mi-am dat și gradele, gradul 1 în învățământ, doar atunci l-am însoțit. În rest n-am mai mers. Și mă caracterizează răbdarea, așa? Da. În toate. Consider că dacă ești răbdător, până la urmă câștigi. Iată că am mai spus asta în toate emisiunile, fără răbdare, eu cred că nu ai ajunge la limitele. Uneori are prea multă răbdare. Deci la mine a durat răbdarea și ani de zile și tot am reușit cu ea. Cât de frumos. După căsnicia voastră, sau căsnicia voastră a fost încununată și cu micuța Raisa, care este floarea voastră, fericirea și fructul cred iubirii. Cred că Raisa a fost lucru pe care l-am așteptat cel mai mult în viață. La noi nu vine nimic întâmplător nimic simplu. Deci tot întotdeauna am luptat pentru ceea ce ne-am dorit. Și de ce spuneți lucrul acesta? Să înțeleg că ai rămas la o lungă perioadă de timp însărcinată, Rodica? După 13 ani de căsnicie, în condițiile în care niciun medic nu credea că vom avea copii. Dar de ce? Noi suntem și foarte credincioși și ne rugăm pe la toate icoanele să ne dăruiască Maica Domnului și nouă un copil, să ne ajute să avem un copil. Și chiar avem o fetiță foarte sănătoasă, are 8 ani, este clasa a doua, clasa de amenzică. Vă spuneau că aveți o problemă de sănătate? Da. Problema de sănătate, atât eu cât și soțul. Mie mi-au spus ca și probleme bărbătești că, în fine, că nu pot să fac. Și mie la fel. Sau că, na. Că nu pot avea copii. Că nu pot avea adică copii. Amândoi, ca și cum erați diagnosticat cu aceeași probleme. Și am ajuns la un moment dat încât soțul își dorea să înfiem. Și eu eram însărcinată și nu știam. Și ea nu vrea să înfieze, zic, bă, înfiem, nu că ești însărcinată, n-ai cum să fii. Da. Dacă ne-a spus că nu putem face... Deci v-ați bazat până la urmă pe lucrurile, dar v-ați gândit vreodată la, nu știu, să adaptați noile tehnologii, să spun așa, și să... Fertilizare? Da, am fost la un spital, ne-am întâlnit acolo cu niște prieteni din Constanța care făceau treaba asta și am văzut la ei în brațe un dosar, uite așa, de gros, cu... 10 sute de hârtii, analize și am plecat de acolo, zic, mamă, mergem la munte frumos, banii pe care i-am cheltuit pentru analizele astea, mergem și, ce știu, ne urcăm pe munte, că îmi place și treaba asta foarte mult. Dar în momentul ăla eram sărcinat. 13 ani în care voi vă doreați să fiți părinți și totuși... Mă, nu ne-am dorit de prima dată, știi cum e? Nu, cu timpul categoric, dar după 5-6 ani... Nu v-ați pierdut speranța. Nu, ne-am dorit dar niciodată mult. Nu mi-am pierdut speranța. Eu am probleme cu fierea, am fiere leneșă și prietenele mele de la farmacie erau obișnuite să merg tot timpul să cer trifermen colebil și în perioada aceea zic, dați-mi pastile că mi-este rău. Dar nu vrei și un test de sarcină? Nu, zic, ce să fac cu testul? Iau un test de sarcină. Mai iau unul. Am luat vreo 5 teste. Le-am făcut pe toate, pozitiv. Gigi, nu e adevărat. Și avem mi se părea ideal. Exact. Da, avem un medic foarte bun la Slobozia, unde mergem și atunci când avem o bucurie și un necaz. Și am mers la medicul respectiv, mi-a făcut o ecografie și a zis, felicitări, domnul Oprea, sunt estetic, doamna este însărcinată în 2 luni și jumătate. Și de-abia și atunci am realizat, am plâns de bucurie. Cred că a fost cea mai mare binecuvântare la vremea aceea pentru voi. Gândindu-vă că, dar vedeți, oare pe undeva nu există legea compensației? Pentru că voi ați lăsat
Sau poate nici n-ați avut egoism, păi nu, că vă gândeați să adoptați un copil și atât că exact. Dumnezeu va binecuvânta. Nu, și ea a spus, da, eu sunt însărcinată și, și dacă ești, foarte bine, o să avem El noi. Dorea să continue cu adopția și am zis, nu. Adică simțeam că nu pot să-l iubesc ca și pe copilul meu, eu iubesc foarte mult copiii de la școală, sunt în preajma lor tot timpul și sunt foarte apropiată de ei și îmi doream un copil al meu. Vezi cât de diferiți suntem? Da. Da, suntem deci asta ne atrage. Bine, da? Poate ne undeva atrage. A fost și lucrarea lui Dumnezeu de a nu face pasul ăsta, pentru că și un suflet ales. În momentul în care ți asumi să-l crești și să-l iubești, trebuie să-l tratezi la egalitate. Da, la început, deci eu sunt o fire mai independentă și îmi doream să avem casă, îmi doream să fiu realizată pe plan profesional, să-mi dau toate gradele didactice. Dacă aveam copilul, trebuia să aștept o perioadă de 4 ani pentru a susține gradul 1. Ei, imediat cum am terminat cu gradul 1, am rămas însărcinată. Pentru a susține lucrarea, a venit un profesor de aici, de la universitate, că am terminat facultatea de istorie, și anul următor, unde am fost la masa cu domnii profesori, anul următor am avut botezul la același restaurant. Deci nu spun cât de emoționant și de frumos a fost. Mă bucur din suflet pentru Oricum, voi. Oricum, lucrurile se așează în viață. Da, da. De obicei mai târziu, dar se așează și pe făgașul cel bun. Da, și probleme de sănătate, dar vreau să spun că asta ne dă un impuls și poate trăim mai intens și mai fericiți ca unii care sunt sănătoși. Dar știți cum e, că nu există perfecțiune absolută, să spunem așa, și atunci voi realizându-vă, iată, profesional, pentru că ce ți-ai propus, Dumnezeu te-a ajutat, ce ai reușit, Drodi, la fel și pentru Gigi. Nu le poți avea pe toate. Nu le poți avea pe toate la superlativ. Și atunci mă gândesc că Dumnezeu nu dă mai mult decât poți duce. Și aici, pentru că am ajuns la subiectul acesta despre sănătate, într-adevăr, fiecare dintre voi aveți o cumpănă. Dar nu credeți că oare, pentru că sunteți amândoi, puteți să o treceți sigur, ușurința? Sigur, sigur. Păi, și asta cu înțelegere reciprocă, cum am spus și mai devreme, poți trece peste orice. Bine, acum depinde și de firea fiecăruia și de... De Gigi, cum privești lucrurile. Gigi, tu ai problemă de sănătate și o aveai foarte mult timp. Iar eu nu am știut, am aflat târziu despre lucrul ăsta. Și ce m-a uimit a fost faptul că pe cine ești artistul cu care i-ai obișnuit pe oameni. Da, eu niciodată n-am lăsat să se înțeleagă că am vreo problemă de sănătate. Sau... Uneori deși spun că nu o consider o problemă de sănătate. Muncește mult mai mult decât unul sănătos. Se poate trăi foarte bine. Doamne, ferește de mai rău. Cât contează optimismul. Da. Cu toate astea, chiar sunt un om realizat, am aproape tot ce mi-am dorit. Cu toate problemele de sănătate, cu toate piedicile, cu toate... Asta înseamnă să fii un om mulțumit și să mulțumești pentru viață. Exact. Și mulțumesc pentru tot ce am acum și dacă aș pleca mâine chiar nu-mi pare rău. Deci nu... Aș vrea să știe și telespectatorii despre ce este vorba. Pentru că poate ești un exemplu pentru cei de acasă și poate ești o influență pozitivă. De obicei nu vorbesc despre treaba asta nici cu prietenii. Ei s-au obișnuit pentru că n-am spus niciodată au sau băi, dă-mi sau fă-mi sau ajută-mă sau... Și în general nu prea cer ajutor așa decât în cazuri foarte grave. Și atunci ce știu eu? Mai deschid gura. Dar în rest nu vorbesc despre asta. Pentru că nu o tratez ca pe o problemă iremediabilă. Exact. Sunt așa și, vai, Doamne, sunt cel mai terminat om. Nu. Chiar sunt cel mai fericit și cel mai puternic. Dar n-ai simțit, poate, de multe ori că o să clachezi? Pentru că eu știu că în cursul săptămânii mergi sistematic la tratament. Da. La spa, cum îi spunem noi. La spa. Deja ați privit tratamentul ca fiind spa. Exact. O să întâmpla prin 2003, doar ne căsătorisem. Da. Ne mutasem la apartament, am început cursurile la Facultatea de muzică. Făceam canto. Am fost coleg cu, din ce mai știu eu, cu Silvia Semeniuc, cu care mă înțeleg foarte bine, colega noastră de la Suceava. Stăteam cu chirie aici la... Nu cu chirie, stăteam la unchiul, la rudele ei, stăteam la cursuri. Am unchi în București care m-au susținut și mă susțin în continuare, chiar și acum. Da, eram și eu la început, am pornit foarte greu, extrem de greu, intri în lumea asta a artiștilor, a muzicanților, și până... Oamenii încep să au încredere în tine și să vadă că faci ceva bun și ceva de calitate. Și mă simțeam nașpa atunci. Adică mi-era sete mai tot timpul. Nu prea am băgat de seamă. Până am ajuns acasă tot așa, nu prea mă simțeam bine. Mergeam la mama îmi făcea ceaiul și era un început de vară, așa, eram tot timpul somnoros.
m-am mai răcit, mai am un paracetamol, mai până mi-am făcut niște analize la... Până am mers la medicul de care ți-am spus eu, prietena că am aflat veștile bune cu sarcina, Slobozie. Dar și cu doamna Slamate, căruia îi mulțumesc, și soțului dânsei, că sunt niște oameni extraordinari, deosebiți. Extraordinari. Și mi-am făcut un set de analize, știi, la care era într-o început de weekend, a sunat, mâine mergeți de urgență la... București. La București. Băi, dar ce s-a întâmplat? Mergeți, că nu e, era vineri seara, păi cum să plec? În sâmbătă cine? Da. Unde mai e deschis la spital? Da, mergeți, că e treaba e gravă. Și am plecat a doua zi la București. La Funden, la etajul 5, la doctorița Bobei, că m-a luat în primire, mi-a făcut tot așa un set de analize. Acolo am aflat despre ce-i vorba, că rinichii mei sunt terminați și că urmează să fac dializă toată viața. Aveam 29 de ani, nu prea știam cu ce să mănânc, că eu... Dar cum ai primit vestea atunci, Gigi, fiind păi... atât de tânăr și poate neavând înțelepciunea de asta? N-a fost foarte ușor, tot dar... Tot necunoștință de cauză. Zic, ai, las că trece, nu mă gândeam că nu trece, știi? Zic, e ceva temporar și asta e, nu mă gândeam că, Doamne, gata, aici s-a terminat. Nici pe departe. În condițiile în care nu făcusem o injecție în viața mea, nici nu vizitasem vreun spital vreodată. Și de atunci am început ședințele de dializă un an jumate, știi, la Slobozia. După un an jumate, maică mea, sărumâna, te iubesc, mi-a adunat un rinichi. Atunci cred că a fost una din cele mai fericite zile din viața mea, în momentul în care am făcut analizele de compatibilitate și mi-a spus că suntem compatibili. Și mama ta ți-a adunat un rinichi. Mama mea... Da, pe 29 noiembrie 2005 s-a întâmplat. Mi se pare atât de emoționant și atât de frumos, pentru că... Nu, mă gândesc că orice am face în calitate de părinte, și tu și eu acum, am face același lucru. Știi? Fără doar și poate. Da. Și în condițiile acestea, venirea aici pe transplant, ca să trecem da. În latura cealaltă. Și mai ca bucuria să fie de plină, a venit și Raisa. Un ochi îți plângea și altul îți râdea, poate. Da, dar da, după ce a venit Raisa, am pierdut rinichiul ăla, știi? De-aia spun că e legea compensației, că știi ceva și pierzi altceva. Mai zici tu ceva. Dar noi suntem optimiști și credem în Dumnezeu și sigur ne va ajuta dacă destinul a făcut să fim amândoi. Nu cred că va lăsa să plece unul dintre noi așa de vreme. Mă gândesc eu și avem multe de nu făcut, e vorba avem de asta. Multe de realizat și Raisa ne dă putere să mergem mai departe. Da, și treaba asta cu... Nu vine să cred că totuși 2003 a spus puțin mai devreme da. Gigi. Asta înseamnă în urmă cu 17 ani. Da. Oameni care poate nu s-ar fi luptat cu asta dacă nu aveau psihicul exact. Atât de bun. Da. Adică da. Ești un exemplu viu. Da. Și pentru cei de acasă care au probleme de sănătate. Da. Gigi, deci știu. Asta este o mare... Te-ai mântuit prin știu. Felul acesta. Da, da, da. Ai știut să mulțumești pentru boală, dar în același timp să o înfrângi, să o învingi, să mergi cu ea mai departe, motivându-te prin lucrurile celelalte da, care ți-au dus învingi bine. Ignorând-o, acordându-i atenție minimă, dar acordându-i atenție și văzându-ți de viață în continuare, pentru că mai ai și alte lucruri de făcut, în afară de a te plânge că ai pățit ceva. Și uite că Rodica ți-a fost alături și te-a susținut da. Și n-a dat înapoi și ați văzut în același sens. Da, da. Păi ar fi fost păcat să nu fiu alături. Mă gândeam că eram tineri la început, ar fi putut să zic că, bă... Tocmai asta spun, că ziua da, de mai bine mai devreme decât asta. Mai târziu, știi, dar... Da, da. Și eram și cu treaba asta, eram de acord, o înțelegeam, asta e, știi. Da. Dacă asta e crucea noastră, mergem cu ea până la capăt. Ce da. Hotărâri adică de cel de sus? Adică nu scapă de probleme dându-le la spate, pentru că or să apară altele și ce faci? Întotdeauna fugi? Adică m-am gândit, de nu ce aș fi fost fericită cu altcineva sau dacă lăsam? Nu? Ce putea să-mi ofere altă persoană? Avem mulți prieteni foarte sănătoși, dar e dinăuntru goi. Adică nu ne place să stăm în casă și să nu avem nimic în comun. Adică să transmitem ceva. Noi tot timpul ne spunem, te iubesc, tot timpul ne îmbrățișăm, tot timpul ca și cum ar fi prima zi în care ne-am cunoscut. După 20 de ani. Sper să spun după asta. După 20 de ani de căsnicie. De căsnicie, da. Pe care plus, sunt 8 înainte. Da, exact, exact. Și lucrul acesta ne motivează să mergem mai departe. Da, și în continuare sunt trecut pe listă la Cluj. Chiar am fost... Da, am... Acum mers cu două dosarul. Săptămâni am înnoit analizele pe lista aici la București. Așteptăm. Am vrut eu să-i donez un rinic, dar nu suntem compatibili și atunci și așteptăm. Și oricum l-aș fi vrut.
Da. De ce n-ai fi rugit? Nu vreau, pentru că am un copil care la un moment dat s-ar putea să aibă nevoie de așa ceva. Nu are. Nu să aibă. Nu să știe nimic în viață. Nu să aibă nevoie. Eu sunt mulțumit cu ce am făcut până acum. Poate o să mai fac și de acum încolo. Sigur o să mai fac. Că nu... Gândește-te că deocamdată. Cele mai mari realizări ale noastre au venit în perioada aceasta cu dializa, în perioada aceasta foarte grea. Ne-am cumpărat o casă, zicem noi, da, rezonabilă, da, da, da. Dar mulți prieteni ne spuneau, vă dați seama că mai este de investit în casa respectivă și este greu de întreținut. Și voi dar... aveți problemele care le aveți. Și... Da. Și... Pe și aceia îi numiți voi prieteni? Unii dintre ei au plecat. Mă, nu, da, nu pot să-i... S-au retras din viața nu noastră. Nu pot să-i alungi pe toți. Până la urmă, da. Înțelegi, fiecare privește lucrurile din perspectiva... Și nu credeți că și aici e lucrarea lui Dumnezeu? Da, ca cine da. Merită da, să rămână și cine nu să plece? Am zis că noi suntem foarte credincioși. Adică eu în fiecare duminică merg la biserică, în fiecare vineri merg la Sfântul Maslu. Părintele la care mergem și când avem bucurii și când avem necazuri. Păi se spune că la biserică nu trebuie să mergi doar să ceri. Da, să mergi și să mulțumești. Deci eu am mers tot timpul. Și el ne sfătuiește foarte bine. Da, ne îndrumă și ne dă un sfat și puterea de a merge mai departe și a spus acolo unde este suferință, există Dumnezeu. Ce frumos. Și aceasta mă consolează foarte mult. O casă protejată, și aici nu mă refer la casă ca bun material, ca familie, un tot sau o moleculă din iubire. Pentru că asta formați voi cei trei membri. Casa, banii, averea și tot ce e agonist aici chiar nu există. Și aseară vorbeam și mâine aș vinde-o dacă ar trebui să vând casa, pentru că nu sunt legat. Nu mă leg așa de lucruri pământești prea mult. Renunț foarte ușor la lucruri. În condițiile acestea de criză, când am cumpărat casa, noi speram că evenimentele sunt din ce în ce mai multe și anul acesta am... Nu că n-ar fi, sunt, dar... S-a luat aceeași intensitate. Se impune. Da, și oricum situația asta nu o să dureze la nesfârșit. O să o luăm iar de la capăt, încet, dar... Și asta spuneam că... Important e să ai un portofoliu în față de care clienții, viitorii clienți să se lege, știi? Ne-am susținut unul pe celălalt. N-am divorțat, că n-am mai avut nunți așa multe, adică eu mi-am făcut în continuare capriciile și am trecut peste... Și e capricioasă, femeie. Adică dacă vreau să-mi iau ceva, astăzi îmi iau. Și da, dar poate ți-aduce o încredere de bine o stare de bine. Exact. Și mai mult decât atât, eu consider că și tu, atunci când Gigi a avut nevoie, l-ai susținut. Și în partea aceasta administrativă, dacă vrei, întotdeauna ai ieșit în față sau când s-au lansat proiecte noi, iată cum este și Folclorul sub lupă pe postul de televiziune Etno TV și întotdeauna ați încercat să vă promovați în limita bunului simț și să fiți exact, pe n-am încercat. De eu, felul meu, sunt un tip mai timid și un pic introvertit, așa, știi, nu prea îmi place să ies în față, să... Dacă aș putea să cânt undeva în spate să nu mă văd, ar fi perfect, știi? E, cred și că orice, totuși urmez cariera orice, nu mă gândeam că am să fac vreodată. Aș spune o mică glumă pe seama aceasta. Am fost la un botez acum în vară și o prietenă bună de-a mea, eu am venit mai târziu, rămânând să merg la coafor, să mă aranjez, și zice, ce faci, tu ai venit singură? Zic, nu, uite, Gigi cânt. Ah, Gigi era pe scenă. Exact. E bine că am văzut pe Rodica. Așa că nu încerc prea mult să ies în față. Adică să ne descoperă publicul, lumea. Fac foarte multe, dar îmi place să țin pentru mine. Știi? Și dacă mă întreabă cineva, îi spun foarte mult. Bine, ce are de făcut, din ce știu eu. Da, uite, nu că nu dau. Astăzi în emisiune am lacrimat odată cu voi și asta pentru că stau să mă gândesc și am mai scris și pe pagina mea personală de Facebook că prin intermediul acestei emisiuni, mie întotdeauna mi-a plăcut psihologia, mă dezvolt mai mult personal și spun asta poveștile de viață ale artiștilor, pentru că fiecare om are o poveste mai tristă, mă întăresc și îmi confirmă faptul că cel mai important pe lumea aceasta este să mulțumim, să avem sănătate sau să ne bucurăm de ea. Pentru că și omul contribuie foarte mult cât se duce pe picioare și în ce mod. Exact. Important e cum te simți, ce te face să te simți bine. În cazul nostru să mulțumim oamenii la care mergem, să-i facem să se simtă bine, să se simtă importanți. Știu, nu numai eu știu și cei de acasă, că și Raisa îți calcă pe urme. Dar Raisa ați îndrumat-o sau de mică a cochetat cu muzica? Pur și simplu am văzut că are ureche muzicală, ține ritmul, că știi că eu cânt la clape și așa. Și dacă am văzut că ține ritmul și tonul, zic, bă, e ok. Acum o să meargă singură, în etapă, în etapă. V-ați supărat și v-a marcat cu un răspuns sau cu o întrebare pe care v-a adresat-o? Nu. Da, pe mine mă întreabă că rămân
cu ea când este soțul plecat la dializă, de ce trebuie să meargă tati tot timpul la spital? Și eu am spus, pentru a-l avea cât mai mult timp lângă noi, trebuie să meargă acolo. Și am înțeles. I-a spus, tati, merg la tratament, merg la spa. Da. Asta a fost și înțelege. Și deocamdată nu știe, nu i-am explicat prea multe. Și cred că e foarte bine că ați protejat-o și i-a dat un răspuns adevărat că merge la spital și că nu ați mințit-o, dar în același timp nu ați dezvoltat subiect. Ea trebuie să bucure de copilăria ei, de ce face și nu trebuie să o încarcă problemele. Și chiar se bucură. Relația e mai apropiată cu tatăl decât cu mama? Nu, cu amândoi, cred că. Cu amândoi în aceeași măsură, zic eu. Eu câteodată sunt mai ca orice tată, mai incisiv așa și ea începe să plângă și fuge la mai căsă. Deși n-am atins-o niciodată, decât cu i-am spus, dar nu-i place să o apostrofezi. Are personalitate. Da, este are foarte personalitatea independentă. Străbunicii, cred. Străbunica din partea mea. Da. Că și eu tot pe ea o moștenesc. Exact, amândouă. Ce vă mai doriți pentru viitor? Păi avem un proiect cu muzică, ne dorim să-l ducem la final. Proiectul acesta în ce constă? Să ajutăm și alți copii, de exemplu, eu predau la o școală din oraș, dar am ore și ore la o școală cu elevi defavorizați, romi, aș putea spune, și ei sunt talentați, dar n-au susținere. Și aduc să vadă, și pentru că n-am intrat niciodată într-un studio de înregistrări, nu știu cum se înțeleg că aduceți la voi acasă și faceți lucrul ăsta pur și simplu strict voluntariat, pentru a-i ajuta. Exact. Da. Și sunt chiar aseară am avut două fetițe, unul mai mare, Foști elevi de-ai mei băieți. Și actuali. Și să înțeleg că tu ești o mamă pentru ei, Rodica. Da, adică te privesc foarte frumos. I-am convins să-și facă înregistrări. Ei cântă foarte bine. Stilul lor. Stilul lor. Pentru ei, pentru... Dar oare nu te gândești că unul din ei, Gigi, apropo de partea aceasta artistică și de faptul că voi ajutați niște copii defavorizați, dacă vreți, pentru a cunoaște scena, a cunoaște un studio, nu să răsară două flori și te vor urma, nu știu, în formația Coral Doiată și veți merge la evenimente fiecare cu programul lui, unul de muzică populară, altul muzică ușoară. Mi-ar place un program țigănesc autentic, știi? Nu români mascați în țigani, știi? Dar face ca ei să vină și să cânte autentic și în costumele lor și muzica lor. Și cum vă răsplătesc bunătatea asta voastră? Nu știu, mă răsplătește Dumnezeu. Să, cu bun simț. Ar fi, nu știu cum să zic, să fiu sănătos. Să fiu așa cum sunt, e foarte bine. Da. Adică bucuria văzută în ochii lor e suficient pentru noi. Deci nu... Se spune că trebuie să faci bine fără aștepta. Nu-ți imaginezi cum le clipea ochii. Da. Și cum se uita la microfoane, și cum te se uita la softuri, la mixere. La... Și noi facem. Așa se înregistrează, așa se înregistrează. Păi vrem să facem și noi. Băi, zic, vă duc la Edna, uite, vorbesc, facem ceva frumos. Să vă promovăm. Și mergem și vă facem promovare, știi, nu e nicio problemă. Da, 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 vrem, vrem. Ce încântat e la, era cel Matei. Mai mare, Matei. Matei, da. Matei este un fost elev de-al meu, învățat foarte bine la istorie. Și acum e la liceu, clasa nouă a intrat pe locurile de romi, dar pasiunea lui este muzica. Și la început avea emoții în casa, doamna profesoară, dai seama. După care nu se mai îndurau să plece. Hai că vă așteptăm și săptămâna viitoare. Dar ei au un talent născut asta. Da, adică păi, e bine să vezi meritele și să vezi în oameni calitățile am pe care le-au. Am auzit la cineva unde e pigmente și talent. Știu. Și eu cred că nu trebuie să vorbim niciodată de rasism. Pentru că în fața lui Dumnezeu suntem cu toți discriminare. Pentru că lucrez cu prieteni țigani, romi. La școala deci, Bora, deci la noi de la Slobozia, avem pe doamna Flori Alecu, căruia îi mulțumesc pe această cale. Ne încurajează și pe noi profesori, că mulți profesori fug de această școală, fiind elevi de etnie romă. Dar nu, sunt elevi ca oricare alții, învață, se pregătesc, doar că trebuie mai mult ajutați și mai mult înțeleși. Nu, omul trebuie ajutat atunci când are nevoie, știi? Și e bine să ceri ajutor atunci când crezi că ai nevoie de ajutor. Dacă nu o faci, rămâi acolo în coaja ta și... Pentru mine toți și întotdeauna am primit o atenție extraordinară, o căldură și mi-au dat dovadă de omenie în decursul emisiunilor prezentate și în faptul că nimeni nu poate contesta talentul pe care l-au. Și e bine să fie conturat, iată, prin intermediul oamenilor ca voi, care își doresc cu adevărat să ajute și să contribuie la buna funcționare, să zic așa, a persoanelor care vor să... Nu trebuie să ne uităm rădăcinile, că și ei contribuie la bunăstarea, la menținerea folclorului în general, pentru că și muzica lor face parte din folclorul românesc. Dar ce credeți că vă diferențiază pe voi de a face acest lucru pur și simplu din dorință și din plăcere, voluntariatul acesta de a ajuta? Și uite, nu există și alte
nu știu, școli sau persoane care vor să ajute la fel de mult? Păi nu există implicare. În primul rând, nimeni nu-și asumă răspunderea. Majoritatea stau pe un loc călduț, pe salarii bunicele acolo și nu-l doare de cutărică sau cutărică, că nu-l promovează nimeni, că e talentat și... Da, dar aici oare nu intervine iubirea de oameni și... Exact. Păi, exact. Mai vorbim de iubire de oameni? Foarte rară. Despre ce vorbim? Acum majoritatea e pe familia el, lui, pe el. Buzunarul lui. Nu mai vorbim decât despre mine. I-ați spus vreodată, Raisei, mamă, lumea în care trăiește sterea? Încă nu. Eu încerc să-i spun. Eu, în discuțiile încă nu. Nu, pentru că încă mai există speranță. Știi, lumea nu e chiar așa de rea. Și se spune că copiii nu sunt vinovați și trebuie adaptați vremurilor, chiar dacă nu sunt grozave. Trebuie doar să treci dincolo de ce se afișează la început, știi? Și dacă ai trecut dincolo, observ că oamenii nu sunt chiar așa de răi. Dar întotdeauna trebuie să rezonezi cumva... capacitatea de a trece dincolo. Ei, știi? Da. Vreau să vă mulțumesc că ați fost prezenți în emisiunea de astăzi, emisiunea Folclorul sub lupă, pe care telespectatorii urmăresc în fiecare marți și joi, începând cu ora 19 pe Etno TV. Să vă spun că povestea voastră de viață a fost un exemplu pentru mine și cu siguranță pentru cei de acasă, o poveste din care avem cu toții de învățat și îmi doresc ca și peste 50 de ani de căsnicie să vă văd la fel de frumoși, tineri la suflet și la să fel de bun. Să nu-ți închipui că nu o să ne vedem. Și el până și în finalul emisiunii mesajul e la fel de pozitiv. Și el ce își propune chiar realizează. Nu știu, eu adică mai las ca să mai avem ce vedea. Așa că vor urma capitolele următoare. Sigur, dacă vom fi sănătoși și emisiunile acestea vor fi iubite de cei de acasă și în continuare să putem povesti în la general, fel de general viața merită trăită, oricum ar fi. Că piedici sunt tot timpul, bucurii sunt tot timpul, așa că de asta se numește viață. Pă bune! Chiar și în vremurile acestea de pandemie nu trebuie să ne pierdem speranța și să fim optimiști. Și anul ăsta a fost, cred că, cel mai bun an din viața mea. Pentru că am stat acasă... Ne-am analizat mai mult unul pe celălalt și ne-a unit mai mult. Exact. Poate pare ciudat. Am făcut mai mult ce vreau să fac, chiar eram obosit după evenimente, după... Adică chiar, chiar aș fi stat acasă și... Simțeam nevoia de o pauză. Am vorbit mai mult cu mine, așa, cu vorba lui Silvică. Salutare. Vorbesc mai mult cu mine. Gigi, dacă nu știi, imposibil, ia soția de mână în încheierea emisiunii de astăzi și fă așa o declarație scurtă. Dar o iau scurtă. Tot timpul, dragă. Îmi pare rău că n-am adus cutia cu scrisori care o păstrez cu sfințenie din clasa 8-a, dar dacă ne mai inviți în altă emisiune, data viitoare povestim de relația de dragoste. Dar nu vreau să mai citesc scrisorile alea. De ce? Că sunt foarte frumoase. Dragă mea, mulțumesc că ești alături de mine. Te iubesc. Da, și eu te iubesc. M-am gândit la o altă premieră, așa că vom vorbi în exclusivitate cu cel mai tânăr pensionar. Și am dat acest titlu pentru că sper din suflet ca în ediția de astăzi să ne facă mărturisirile care au dus la acest lucru. Mai mult decât atât, a avut sau nu chemare înaintea lui Dumnezeu, a rămas la fel de rezervat și de modest, ne va spune chiar invitatul de astăzi, Marius Petrică Zgâianu. Haideți cu mine să aflăm mai multe de la el. Stimați telespectatorii, Folclorul sub lupă, emisiunea pe care dumneavoastră o îndrăgiți, vizează de cele mai multe ori sau întotdeauna originalitatea, așa că m-am gândit la un invitat special, un prieten drag, pe care îl cunosc de foarte mulți ani și vine astăzi să facă dezvăluiri. Și mai mult decât atât, n-aș spune eu că e vorba de un interviu, ci o discuție între prieteni, așa că îi spun bine a venit lui Marius Petrică Zgâianu. Mă bucur să ne revedem după ceva timp. Și întotdeauna, pentru mine, întâlnirea cu tine este o reală plăcere. Ești un exemplu cu adevărat din punctul de vedere al personalității, cât și profesional vorbind, dar până la momentul oportun în care vom dezvălui celor de acasă faptul că ești cel mai tânăr pensionar... Nu știu dacă cel mai tânăr, dar oricum mai tânăr decât alții. Bine, e adevărat, dacă eu ți-am aproximat vârsta cu 10-15 ani în minus față de cea pe care o ai, asta e realitatea. Dă-mi voie pentru început să te întreb și de aici să dezvăluim povestea lui Marius Petrică Zgâianu, cel care a fost un copil crescut în bun simț, modestie, educație și dincolo de toate... Cei 7 ani de acasă nu ți-au lipsit, Marius, iar aici tu ești în măsură să ne spui lucrul acesta.
Nu au lipsit. În primul rând, vremurile erau altfel. Cred că, în general, toată generația mea are ani de acasă. Că 7, că mai puțin sau mai mulți, dar există. În afară de asta, deși familia e frumoasă, a fost o oarecare strictețe. Tata era polițist și prin natura meseriei el cumva influența. Cuvântul era cuvânt, ordinea ordine. Cred că, în general, educația în vremurile, în urmă cu 30-40 de ani, era mai riguroasă. Mă gândesc că poate și părinții, nu neapărat că aveau mai mult timp, că știu că erau foarte ocupați, dar cred că nu uitau să se preocupe destul de mult de educația copiilor. Pentru că existau reguli și oarecare strictețe, cum ai spus și tu, și atunci copiii știau să aibă limite. Și în afară de asta, la școală nu îți permiteai nici să faci glume, nici să mergi nepregătit. Iarăși zic, mă întorc, vremurile, cu totul diferit față de ce e acum. Eu mă uit și nu mă regăsesc neapărat. Și dacă ar fi, să zic, să mă mai nasc o dată, mi-ar plăcea tot în acele vremuri. Sunt așa destul de nostalgic după vremurile care au trecut și lumea era mai așezată, mai bună, nu atât de răutăcioasă, nu exista așa tumultul zilelor acestea, totul era mai așezat și mai tihnit. Mi-e dor de... și dacă aș putea să mă întorc în timp, m-aș întoarce tot acolo. Am amintiri frumoase. Toată copilăria mea, toată viața mea a fost frumoasă. Și n-am stat niciodată să mă gândesc foarte, foarte mult în urmă. Eu sunt gemeni. Nu pot să stau mult într-un trăiești loc. Trăiești momentul. Nu. Da, și mereu găsesc câte ceva de făcut. Eu nu mă plictisesc niciodată, nu am timp niciodată. Dar asta pentru că fac multe lucruri. Găsesc mereu ceva de făcut, de învățat, de experimentat. Însă uneori mai poposesc, așa printre amintiri, și mi-e tare drag, mi-aduc aminte de multe, multe lucruri. Sau uneori răsfoind albume cu fotografii, acum, mă rog, albume chiar pe calculator, pentru că am făcut atâtea fotografii încât nu mai sunt printate toate, sunt acolo în fiecare în folder, în calculator. Și de curând am dat o imagine nouă site-ului meu. Și aveam nevoie de fotografii și căutând am găsit atâtea momente frumoase de care, să zic, uitasem oarecum. Sau mi-am adus aminte de momente importante așa petrecute de-a lungul timpului și am zis, Doamne, câte am făcut, dar când? Și aia, și aia. Mereu am proiecte noi, mereu vin cu ceva nou și aproape niciodată parcă n-am timp suficient să mă bucur, să stau să savurez, uite ce am făcut eu, să stau să mă uit odată și încă o dată și încă o dată. Numai că la mine nu se poate că mereu mai am ceva de făcut, dar le las publicului să se bucure și eu tot spun că o avea timp mai încolo să stau să mă uit. Sper să am, că deocamdată, deși, cum spuneai și tu, sunt ceva mai liber acum, dar tot n-am timp să știu. Oare meseria pe care tatăl tău a slujit-o ți-a influențat decizia în viață? Pentru că știm că și tu ai lucrat în același domeniu. Da, să știi că n-ai influențat-o de la bun început. În viața mea multe s-au întâmplat când nu credeam. Cum ar fi? Cum ar fi? Cântatul. Eu m-am apucat târziu, pe la 23 de ani, adică ca idee, nu mai e o vârstă potrivită să te apuci de cântat. De ce, Marius? De obicei, cei care cântă pornesc de mici, nu de la grădiniță, cum spun mulți, dar oricum de la vârste mai mici. La mine așa s-a întâmplat. Eu cred mult în destin, în cartea destinului. Cred că ce ți-e destinat, predestinat, se va întâmpla. Dar atunci când trebuie, nu neapărat când îți dorești tu. Practic, drumul meu în cântecul popular a început odată cu drumul pe calea cealaltă, a meserii de polițist. Se întâmpla în 2001. Au pornit odată, în paralel. Păi cum? Cum te-ai decis să faci două lucruri în același timp și să fii, să dai randament atât de mare în ambele meserii până acum? M-am decis pe rând. Până să ajung la școala de poliție, eu am încercat multe lucruri. Am făcut un liceu sanitar, după aceea o post-liceală sanitară.
Deci cumva... Deci te puteam numi domnul asistent. Da. Eu pentru asta m-am pregătit ca idee. În momentul în care am terminat cursurile școlii post-liceale sanitare din Suceava, venise momentul angajării. La momentul respectiv, salariile în sănătate erau foarte mici. Plus că se intra foarte greu. Asta era realitatea. Și am stat și m-am gândit și am zis, deși îmi plăcea meseria, m-am zis, nu e un salariu cu care să poți trăi decent. Dar totuși era îți plăcea. Și n-ai reușit să faci compromisul acesta, chiar dacă ai fost nesatisfăcător financiar, să-ți îndeplinești visul, să, nu știu, să faci injecție, iată. Da, nu, dar când am terminat, nu, salariile erau mici. Efectiv, nu era un lucru potrivit pentru mine. Nu mi-am dorit niciodată să fiu bogat. Dar independent? Dar pentru un trai decent, ai nevoie de o oarecare independență. Și atunci am stat la sfat cu părinții mei să vedem ce posibilități mai sunt. Aia nu. Și tatăl meu, de ce nu de la școala de poliție? Deși mai avusem un antecedent. Și ți-l povestesc imediat. Ok, hai că dau. Deci a fost inopinantă decizia, practic. Ați luat-o de comun acord la propunerea dumnealui. Da, și a fost într-o, nu jumătate de oră, 10 minute, efectiv. Am stat un an acasă, am învățat, am făcut pregătire. Istorie, gramatică, știam, dar uiți dacă nu le înveți. Și prima dată am încercat la Academie de Poliție, unde am picat al treilea sub listă. Dar ca să vezi destinul, de asta eu cred mult, cel puțin în anumite lucruri importante care ți-s date să ți se întâmple. Știu, la gramatică stăteam foarte bine, la istorie iarăși foarte bine. Am terminat testul grilă destul de repede și am avut încă și timp, până, nu știu cât erau, 3 ore probabil, și am început să revăd răspunsurile și am început să mi se pară, asta parcă nu, modific, asta parcă nu e așa. Exact 3 întrebări am greșit, pentru că după aia m-am uitat că s-au afișat rezultatele cu răspunsurile corecte, exact ce modificasem eu era bun cum pusesem prima dată. Și uite așa am picat la Academie. Dar dacă aș fi intrat la Academie, cu siguranță, n-aș mai avea avut timp să cânt. Nu puteam să dezvolt cariera muzicală. De asta eu cred că așa trebuie să se întâmple. După care m-am dus acasă, n-am mai vrut să fac nimic. La o lună după aceea... Ai simțit oarecare dezamăgire la vremea aceea? Nu neapărat. Cred că știu să pierd. Asta pe e important. Pe moment, normal că nu ești foarte bucuros. Dar n-am făcut o tragedie. Am spus, ok, hai, mai încercăm o dată la școala de subofițeri. N-am mai deschis o carte, n-am mai alergat, nimic. M-am dus, da, hai să vedem, adică... Dacă e să fie... Și-a fost. Am trecut și de probele scrise. Bine, până la probele scrise au fost cele eliminatorii. Am alergat 1 kilometru, dar când am terminat eram așa cu limba după umăr, cum s-ar spune. Cred că vreo 2 ceasuri mi-a fost rău de n-am mai putut. Dar am reușit, am trecut, am intrat. Până între școala post-liceală sanitară și până să intru la școala de poliție, eu m-am înscris la niște cursuri de dans. Înainte să cânt, am dansat. Am zis, dom'le, trebuie să știu să dansez un vals, un tango. Nu, m-am dus la Casa de Cultură din Suceava, erau cursuri. Iar doamna coreograf, Viorica Iosif, până la urmă, datorită ei am început să cânt. Pe lângă cursurile plătite din programă, a vrut neapărat să ne învețe și niște dans, pași de dans popular. Trebuie să știți să dansați de toate. Dacă mergeți la o nuntă, trebuie să știți să dansați muzică populară. Pe vremea aceea nu mă gândeam. Ascultam muzică populară, îmi doream, dar nu m-am gândit nici că aș putea să dansez pe scenă, dar aminte să cânt. Și așa, încet, încet, pe lângă dansul de societate, dans popular, de la simpli pași suite de dansuri, jocuri populare din Bucovina și nu numai, și Năsăud, și Oltenia, mai multe. A spus, no, bine, hai la ansamblu la școala de arte. Și am început cu spectacole, cu turnee. Și în autocar, eram adolescent, mai cântam, lălăiam acolo în legea mea. Și eu odată mi-a spus, dar tu de ce nu te apuci de cântat?
ai voce frumoasă, ai putea. Mi s-a părut o glumă extraordinar de bună, da. Și a trecut. Spunea doamna Viorica Iosif, deci nu cânt. Da, mă duc să mă asculte domnul comisar Marian Teodoro și îl salut de la Câmpina. El mereu se bucură când mă vede la televizor, pentru că sunt și rodul muncii lui. Până la urmă, el a fost omul care a început să lucreze cu mine. Erau audiții, ca să vorbim în termeni așa mai moderni, erau mai mulți, eu m-am dus, am zis, eu rămân la urmă. Nu, la urmă, că nu voiam să mă audă nimeni, a zis să plece ceilalți. Bineînțeles că toți am stat la toți, dar eu nu, să plece toată lumea, eu nu cânt de față cu ceilalți. Au plecat când au avut încotro și când am rămas singur cu dumnealui, am început să cânt. Atâta cât puteam și o știam la vremea respectivă. Gata, am concurent pentru concurs. Dacă spune el în mintea mea. I-a plăcut. Și am început să lucrăm. La pian, vocalize, hai așa, să pregătim câteva piese concursuri în cadrul Ministerului Administrației și Internelor, pentru că se desfășoară niște concursuri destul de frumoase și să știi că sunt foarte mulți polițiști care cântă frumos. Foarte frumos, nu că frumos. Și așa am început. Cu spectacole pe la Câmpina, apariții la TV, am descoperit că pot și eu, dacă am voință, răstorn munții. Dar trebuie să am și motivație pentru mine. Nu mă poate motiva altcineva. Dacă eu găsesc licărul acela, răstorn munții. Dacă nu, nu. Deci nimic nu e imposibil. Trebuie doar să crezi. Da. Trebuie să cred eu în ceea ce fac. Nu am făcut treaba de la calitate niciodată. Nimic. Nici la videoclipuri, nici la cântece. Nu pot. Vrând nevrând, te uiți ce fac și ceilalți colegi de lângă tine. N-ai cum. Vrei, nu vrei, observi. Și eu zic că e bine să vezi ce fac toți ceilalți, să vezi unde te situezi tu și ai putea să faci mai mult decât fac ceilalți sau cum trebuie să fii tu. Unii s-au mai abătut pe anumite căi, mai bune sau mai rele. Eu n-am putut, adică am încercat să fac și eu altfel. Nu pot, eu pot să fac doar ca mine. Și rămâi conservator stilului pe care l-ai adoptat. Eu cumva, mulți ani de zile, nu prea mai avut viață personală, viața mea, pentru că timpul liber îl dedicam cântecului, dar îmi plăcea foarte mult ceea ce făceam și ideea am avut mereu și încă am și atâtea proiecte, dacă mă gândesc în urmă, sunt multe lucruri pe care nu le-a făcut niciun interpret de muzică populară din țara asta. Oare te-ai dedicat și despre foarte... proiecte poate punctăm ceva mai târziu, câteva chiar importante. Oare te-ai dedicat foarte mult carierei și asta ai vizat încă de adolescent, fără să mai ai timp și să gândești oare pentru întemeierea unei familii, iată, copii? Da, cu siguranță m-am avântat atât de mult în toată treaba asta și timpul trece pe lângă tine, nu te așteaptă. Dar eu cred că majoritatea interpreților de muzică populară, cel puțin, să zic, cei care foarte cunoscuți, dacă te uiți și analizezi, au sacrificat mult din viața personală. Să știi că, eu spuneam că sunt o fire optimistă și nici pe partea de regrete nu stau rău. Consider că așa a fost scolit drumul meu și nu-mi pare rău. Deci ai fost omul care și-a iubit cu adevărat meseria și a dorit să ajungă acolo unde și-a propus. Da. Poate puțin mai mult, exact cum ai zis, decât să-ți întemeiezi familie și, nu știu, îți doreai copii foarte mult? Da, să știi că da, mi-am dorit. Dar timpul nu-i pierdut. Încă tânăr, dacă mă gândesc la câți ani mi-ai dat tu. Nu, uite, am început să-mi fac timp în viață și pentru ceea ce n-am făcut până acum. De anul ăsta chiar sunt mai liber și... Deci n-ai spune nu să devii și tătic, de ce nu? Nu. Dacă destinul, exact cum ai spus, pentru că tu crezi în destin, ți-ar... Cu siguranță. Dărui asta. Am învățat să nu forțez lucrurile, să le las să vină când trebuie, pentru că ele vin. Și te poți surprinde într-un mod foarte plăcut. Și nici când te aștepți mai puțin, cum e vorba. Nu, să știi că de multe ori s-au întâmplat lucruri exact când mă așteptam cel mai puțin.
Am învățat că ziua de mâine îți poate aduce lucruri neașteptate, și bune și rele. Bine, acum, dacă ne raportăm la ultimele luni, nu știu dacă aveam nevoie să ne reamintească cineva acest lucru, da, uneori, iată, nu poți să știi ce o să fie peste o lună. Oarecum așa s-a dus perioada aceea mai tehnită, când aveai garanții că totul e ok, îți făceai planuri pentru nu știu cât timp, e, uite că se poate întâmpla să planurile tale să se anuleze, nu că să fie date peste cap. Și atunci reconsideri, stai așa, ce ar trebui să mai fac, ce n-am făcut, ce am greșit, ce pot îndrepta. Vreau să vorbim puțin despre titlul pe care ți l-am dat la începutul emisiunii, cel mai tânăr pensionar. Pentru că eu când spun cuvântul pensionar, mă gândesc la o vârstă mult mai înaintată. Însă tu ești, păi, tocmai. Însă tu ești cel mai măsură să ne spui despre asta, despre serviciul tău, și că ai timp de acum înainte să îți îndeplinești poate visul de a călători cât mai mult. Știi, aveam un coleg la serviciu, ofițer, și a venit de la Bacău prin transfer. El după o săptămână spunea, abia aștept să mă pensionez. Da, avea 23 de ani. Noi râdeam mereu. E, uite că eu m-am pensionat înaintea lui. După 18 ani de poliție plus 2 școala de poliție, 20 de ani, am ales să am mai mult timp pentru mine, pentru că deja mi-era foarte greu și cumva mă încurca. Nu profesia, mă încurca programul foarte încărcat și, ok, tragi, dai biciu, dar la un moment dat ai nevoie să te mai odihnești. Și nu mă refer că după amiaza asta, o perioadă mai lungă în care să te odihnești. Și pentru că mi-am dorit, dintotdeauna mi-am dorit, am zis, dar vreau să am și un program de artist, să fiu boiem, să mă trezesc la 9-10 dimineața, să am timp mai mult pentru cântece, pentru clipuri, pentru tot ce înseamnă treaba asta. Și m-am pensionat parțial anticipat. Ar fi trebuit să mai stau încă vreo în jur de 6 ani ca să îndeplinesc condițiile, să zic, să întrunesc toate condițiile pentru a ieși la pensie de drept, cum s-ar spune. M-am convins în viață că trebuie să ai grijă ce-ți dorești, pentru că se poate întâmpla. Copil fiind, mă duceam la spectacolele de pe vremea aceea a lui Ceaușescu, căminile culturale, friguroase. Ajungeam înaintea tuturor, vedeam cum cărau instrumente, cum veneau interpreții și visam și eu, acum ce fain, cum ar fi să fiu cândva solist de muzică populară. Au trecut ani, am făcut studii, sanitare, poliție. Am ajuns să fiu? Am ajuns să am onoarea să fiu, deși mi se pare un pic așa ciudat să spun coleg, cu doamna Margareta Clipa, sau să întâlnesc în platourile de filmare sau în spectacole artiști pe care i-am admirat și i-am iubit de când eram copil. Și urmăreai la televizor. Și când nu mă gândeam că o să apuc eu vreodată în viața asta să cânt. Și apoi mi-am dorit multe lucruri și au ajuns să se împlinească. De asta eu întotdeauna râd. Ai grijă ce-ți dorești, că se poate împlini. Și mi s-au împlinit multe. Și sunt atât ce-mi doresc, să știi. Crezi în Dumnezeu? Da, foarte mult. Pentru că spuneai puțin mai devreme că în destin și în faptul că tot ce ți-ai propus și ți-ai dorit, ai avut răspuns afirmativ la ele. Cred foarte mult. Și știu că mă iubește foarte mult. Și poate cel mai simplu motiv este că m-a lăsat să mă nasc. Eu în viața părinților mei am venit târziu, după sora și fratele meu, care sunt mai mari cu 10 ani, respectiv 11. Iar eu am fost accident. Era cât pe ce să fiu un avort, doar că, nu știu, și-au dat seama târziu și nu s-a mai putut face. Și uite că am fost un accident fericit. Eu râd de lucrul ăsta, dar Dumnezeu a vrut să vin pe pământ. Și acolo undeva am spus,
tu o să faci asta, asta, o să trebuiască să faci. A scris acolo. Și uite-mă, să nu-mi pare rău deloc. Știi, am avut parte de multe lucruri frumoase în viață, am fost privat de altele, practic viața de familie, însă am învățat că nu poți să le ai pe toate în același timp, dar poți să recuperezi, știi? Și cred că încă mai sunt multe să se întâmple în destinul meu. Dar văd că te-a cuprins nostalgia acum și chiar ai ochii înlăcrimați, Marius. Da, păi mă întrebai dacă cred în Dumnezeu. Da, pentru că m-a trimis pe pământ. Dar de ce nu mai mulțumim noi pentru viață? Pentru că, uite, mă uit la tine, tu și lăcrimezi de emoție când te gândești că ai primit viață și că, uite, dintr-o întâmplare poate mai puțin fericită, tu ai venit pe lume și ai binecuvântat locurile și tot ce ai ales și ți-a fost destinat. Să știi că și da. Oamenii poate de multe ori nu se mai bucură de viață. Eu sunt un om modest, știi, și de multe ori trec ușor peste lucruri cu care alții se laudă. Dar nu sunt un habotnic în ale credinței. Cred, mă rog, ajung la biserică poate mai rar decât ar trebui și mi-aș dori, însă vorbesc cu el deseori. Și cu vorbe simple îi mulțumesc pentru că exist, pentru tot ce am putut realiza, pentru că dacă de undeva nu ai un dram de destin și de, nu știu dacă să-i spun noroc, nu faci nimic. Am văzut și oameni care nu fac nimic. Și nu că nu-și doresc, că își doresc, dar nu se leagă lucrurile. Și am așa foarte aproape de suflet pe Sfântul Spiridon. Povestea e lungă și nu o să am timp să-ți povestesc astăzi. Efectiv m-a chemat la el. Dar spune-ne pe scurt, pentru că e foarte interesant. Am ajuns la o biserică, la o mănăstire, la lângă Piatra Neamț, la Nechid, și acolo era unul dintre papucii Sfântului Spiridon. De fiecare dată, în fiecare an, pe 12 decembrie, sunt schimbați papucii, care sunt dintr-un roșii, cu pietricele dintr-un material textil, pentru că mereu sunt uzați. Sfântul Spiridon este Sfântul Călător. Și există dovezi că pleacă din raclă. Uneori racla rămâne goală. Și când se întoarce, este cald. A fost interesant pentru mine. Nu la mult timp după aceea, în Suceava, știu că era primăvară, așa, cred că aprilie-mai, au fost aduse o parte dintre moaștele Sfântului Spiridon și depuse la o biserică acolo în oraș. Și am zis, nu știu, eu neapărat trebuie să ajung acolo. Nu știu, pur și simplu am simțit că trebuie să merg. Acolo, zic, a fost chemare. Au fost vreo 3 zile. În prima zi aglomerat. Eu nu stau. Orice de asta, m-am dus încă o dată. Nu. Și știu că era luni, plecam la București la o filmare și am zis, nu, eu mă duc, trebuie neapărat să ajung acolo. Nu știu, simțeam că trebuie să ajung. Nu era rând, nu era nimic. Doar 2-3 persoane înainte, m-am dus, m-am pus în genunchi lângă raclă. N-am putut niciodată să descriu în cuvinte starea pe care am simțit-o. A fost ceva extrasenzorial. Efectiv, nu știu să explic în cuvinte ce am simțit. Nu că a fost înălțător. Un fel de fluturi în stomac, dar nu ca aia atunci când ești îndrăgostit. Nu, o stare pe care efectiv eu nu pot descrie în cuvinte. O stare euforică. Mult peste. Aproape poate o stare nepământeană. Uite că i-am găsit acum un omonim. M-am rugat. Asta era undeva cam luna mai. Ei, gândiți-vă că eu în septembrie eram în Grecia, în Corfu, în catedrala unde sunt moaștele întregi ale Sfântului. Mi-am dorit și am ajuns acolo și a fost o plecare total neplanificată. Fusese o vară bună, prielnică, în schimb, și am obosit foarte mult. Aveam și bănuți, să plec undeva să mă destin. Am căutat o săptămână toate stațiunile din Turcia, plaje, să nu fie cu pietre, să nu știu ce. Și după aia, da, deodată, nu, Corfu. Și așa, de când auzisem de Sfântul Spiridon, Corfu, am zis, acolo trebuie să ajung. Și am ajuns. Și să știi că m-a ajutat de multe ori. Deci ți este ocrotitor?
Da, și el m-a chemat la el. Asta mi se pare minunat. Să te apropii tu de un sfânt, să te rogi, e un lucru, dar când te cheamă el la el, mi se pare... Și să știi că de când am început să mă rog la el, n-am avut niciodată vreun eveniment cu mașina. Nici mă oprească poliția, că sunt radare și când vii de la Suceava la București, dacă mergi cu 50 la oră, ajungi în 3 zile. I-am simțit protecția de fiecare dată. Și când era să mănânc la mare, să știi că am simțit că m-a ținut acolo. Era și eu la Eforie Nord, știți că vedeți la știri. Încă 3 s-au înnecat. Uite și eu era. Nu stai seama, sar de la una la alta, știi, dar până la urmă e tot legat de credință. Eram în apă, erau curenți, dar eram, știu să not. Dar la mare nu m-am avut niciodată, cel puțin nu în marea noastră, știi? Stau la apă micuță. Nu știu când am ajuns lângă Stapilovozi, erau curenții puternici. Nu știu când, că a fost fracțiune de un minut, două, adică nu vă gândiți că nu știu cât și nu m-am dus să not în larg. Au trebuit vreo 7 oameni să mă scoată, 2 salvamari și încă și erau istoviți. A fost o rușine groaznică, dar n-a ținut de voința mea că am ajuns acolo. Dar atât, cu ultimele puteri am încercat doar să mă țin la suprafață, nici vorbă să pot să mai ajung la mal, deși nu erau mulți metri, 10 metri, nu știu. Dar nu a fost să se termine acolo. Păi zi, poate ai avut un moment de evitare în momentul în care am întrebat de cumpănă și uite că ai avut o cumpănă aceasta cu necatul. Au fost mai multe, da. Și abordând subiectul credinței, iată că ai simțit să-l mărturisești pentru a avea o dovadă certă și vie că Dumnezeu există și că există. Sfinții sunt ocrotitorii noștri. Eu întotdeauna am încercat să fiu modest, știi, și n-am încercat nici să mă laud cu ceea ce am făcut. Văzusem zilele trecute o postare pe Facebook, un tânăr din Suceava strânsese vreo 30 de saci de gunoaie dintr-un loc. Ori eu, în primăvară, în pandemie, am strâns mult mai mulți dintr-o pădure de acolo unde stau, dar n-am simțit niciodată, și nu e laudă, că după aceea am stat și m-am gândit, am zis, uite, poți să dai un exemplu altora. Când toată lumea aruncă gunoaie pe oriunde, poate că din cei mulți care văd, doi se duc și strâng și tot e un câștig. Dar eu am zis, păi, o fac eu că simt, n-am vrut neapărat să postez, să vadă lumea, să spună, a, te lauzi. Eu nu mă laud, eu fac și atât. Și, apropo de chestia asta, am multe albume interesante, proiecte mai mari, nu doar acela cu sărbătorile de iarnă, care sunt atât de frumoase și de care sunt îndrăgostit. Am dedicat mult din timpul meu și unui documentar Tradițiile Pascale în Bucovina. 75 de minute de film documentar. Documentat de mine, am mers cu operatorul, am văzut, știu, fiecare cadru, eram lângă el când a filmat, apoi am stat lângă cel care a montat. Multă muncă. Un film de genul ăsta este făcut de echipe întregi. Ori eu cu 2-3 oameni am făcut și stare mândru și documentar, e frumos. Documentar, exact cum ai spus. Este așa, un documentar artistic. Nu e făcut în maniera aceea seacă. E așa, de suflet. Și nu te plictisești în 75 de minute. E mult, dacă te gândești un documentar, 75 de minute, e mult, mult. Dar nu m-a lăsat inima să tai mai mult la montaj. Am tăiat cât s-a putut. Dar e foarte frumos și este postat pe canalul meu de YouTube și întotdeauna, dacă aveți timp în postul Paștelui, să-l vedeți, e tare frumos. Îți mulțumim din suflet, Marius, pentru faptul că ai acceptat invitația în emisiunea Folclorul sub lupă. Cu siguranță o să încânti și ai încântat deja toți telespectatorii cu modul în care ne-ai vorbit, cu felul în care ai povestit și blândețea cu care ne-ai obișnuit. Iar acum, în încheiere, te-aș ruga să le transmiți și lor de acasă un mesaj. Și să știi că ți-am povestit extrem de puțin. Ai putea să faci un serial. Păi urmează capitolul 2, faci un documentar cu încet, Marius Petrică. Încet, încet mă descoși, știi, și mai spun lucruri pe care nu prea nu le aude nimeni. Și nu le țin neapărat, da, ți-am spus eu așa, în pătrățica mea. Rezervat. Telespectatorilor, le orez să aibă parte de multă sănătate, pentru că dacă ești sănătos, faci absolut tot ce poți gândi. Să fiți buni și să aveți grijă de cei dragi, să îi țineți aproape, să le dedicați cât mai mult timp posibil, pentru că cei dragi ne sunt cea mai mare comoară și ei sunt acolo oricând avem nevoie de ei. Cei care sunt mai departe, uneori s-ar putea să nu fie lângă tine când ai nevoie.
și cu Doamna ajută înainte. Dragii mei, am concluzionat și astăzi că deseori se întâmplă ca lucrurile să nu fie întotdeauna așa cum ne dorim. Dar pentru că avem ocrotire, pentru că avem un gând pozitiv și pentru că întotdeauna credința nu ne lipsește, asta dovedește faptul că orice vis devine realitate. Așa cum și în ediția de astăzi, îndrăgitul artist Marius Petrică Zgâianu ne-a învățat. Vă doresc o zi minunată și pe curând, dragii mei!